Autoritățile europene au stabilit ca data de 19 iunie să fie declarată Ziua Europeană a Prevenirii Furturilor din Locuințe. Cu această ocazie a fost lansată campania Păstrează surprizele pentru vacanță, având în vedere faptul că a fi victima unei astfel de infracțiuni, pe lângă de posedarea de bunuri materiale, presupune și o traumă psihică prin faptul că persoanei în cauză îi se ia și sentimentul de securitate în interiorul locuinței, un loc în care toată lumea ar trebui să se simtă în siguranță. Potrivit datelor furnizate de Inspectoratul de Poliție Județean Argeș, în județul nostru, în primele 5 luni ale anului 2021 au fost sesizate 181 de infracțiuni de furt din locuințe, cu 16% mai puțin față de aceeași perioadă a anului trecut. Dintre acestea, peste 60% s-au înregistrat în mediul urban, pondere similară cu cea din anul 2020. Una dintre cauze este pandemia și măsurile de prevenire impuse când mulți cetățeni au petrecut foarte mult timp acasă, au lucrat de la domiciliu și au renunțat la concedii. Anul trecut, în perioada similară, la nivel național, au fost sesizate 9.210 infracțiuni de furt din locuințe cu 5,45% mai puțin față de perioada similară a anului 2018, majoritatea înregistrate în mediul urban. Analiza infracțiunilor de furturi din locuințe evidențiază o multitudine de moduri de operare utilizate de infractori pentru săvârșirea unor astfel de fapte. De asemenea, din datele analizate, rezultă că unul din patru furturi este posibil pe fondul neglijenței proprietarului în a adopta măsuri simple, dar eficiente de autoprotecție. Polițiștii compartimentului analiză și prevenirea criminalității Argeș, împreună cu polițiștii din cadrul Poliției Orașului Topoloveni, au desfășurat o activitate informativ-preventivă pe raza Comunei Bogați pentru prevenirea furturilor din locuințe. Polițiștii au discutat cu cetățenii și le-au oferit informații referitoare la factorii favorizanți ai infracțiunilor de furt din locuință, modurile de operare cel mai frecvent utilizate, precum și principalele măsuri de siguranță pentru protejarea locuinței și a bunurilor personale. Pentru a vă proteja locuințele de hoți, polițiștii vă sfătuiesc să verificați dacă toate ușile și ferestrele sunt încuiate, chiar dacă ați ieșit din casă doar pentru câteva minute. Montați o alarmă vizibilă și activați-o de fiecare dată când plecați de acasă. Nu ascundeți chei de rezervă în garaj sau în magazie, hoții caută întotdeauna acolo. Nu lăsați obiecte în afara casei pe care hoții le pot utiliza pentru a pătrunde în casă. Asigurați-vă că obiectele de valoare precum sume de bani, laptopul sau telefonul mobil nu pot fi văzute de pe fereastră. Nu faceți cunoscută public plecarea dumneavoastră de acasă, nu postați pe rețelele de socializare că sunteți în călătorie. Atunci când plecați în vacanță, discutați cu un vecin sau o cunoștință să treacă periodic să verifice starea locuinței și să colecteze poșta. Montați pe ușa de acces două încuietori având sisteme de chei diferite. Nu țineți sume mari de bani în casă în același loc. Fiți atent la falșii vizitatori. Pentru a intra în casă, hoții pot pretinde că sunt lucrători ai rețelelor de gaze, polițiști, agenți de vânzări sau chiar practicanți ai diverselor culte religioase. Verificați foarte atent identitatea și calitatea acestor persoane și permiteți-le accesul în locuință abia după ce v-ați format convingerea că sunt persoane de încredere.